Minunate sunt plaiurile Moldovei, dar dintre toate se distinge cel tăzlăuan, prin frumusețile sale naturale, prin trecutul său istoric și mai ales prin tradițiile sale care se păstrează de secole. Ne mândrim cu acest tărâm și cine vine aici nu mai pleacă. Tocmai pe acest plai mioritic de legendă se află și satul nostru frumoasa. Satul se află în partea de nord a județului Bacău, la limită cu județul Neamț. Este scăldat de râul Cazlău și străbătut de drumul județean 156 de ani. Se învecinează la nord cu comuna Tazlău din județul Neamț, la est cu comuna Blăgești din județul Bacău, iar spre sud și vest cu satele din comuna Balcani, și anume satul de reședință Balcani, satul Marginea și satul Schitu Frumoasa. Călătorul care vine dinspre Piatra spre Moinești este întâmpinat de dealul Cetățuia, la poalele căruia se află podul ce trece peste râul Tazlău. Aici, Tazlăul, după ce captează pârâul Cociorvei, lovește cu furie la baza acestui deal de mii și mii de ani. Totuși, râul este nevoit să-și schimbe direcția spre vest, unde și-a format terase. Dealul și-a luat numele de la cetățuia de lemn care exista pe timpul lui Alexandru cel Bun, unde era punct de strajă și unde străjerii încasau și dările de la vama tăzlăuană. Pe aici treceau caravane cu mărfuri, venite fie de la Sibiu și Brașov prin pasul Oituz, fie de la Rodna pe valea Trotușului. Și unele și altele se întâlneau la movila lui Ștefan cel Mare, de unde plecau împreună, plăteau dările la vamă și mergeau spre Piatra lui Crăciun, astăzi Piatra Neamț, până la Dorna. Dacă intrăm deja în satul Frumoasa, în șesul frumușenilor, observăm pe stânga cele trei rânduri de terase acoperite cu pășuni, fânețe sau ogoare. Iar pe dreapta străjuiesc dealurile Cetățuia, Miricica și Chirtoc, bogate în pășuni și mai ales în păduri veșnic verzi, alcătuite din brad și molit, dar și din falnici, stejari și fagi, care își schimbă coloritul și unde păsările prin trilul lor îți dă o stare de vis. Țin să reamintesc
că cel mai frumos sector este Valea Frumoasei și nu degeaba își poartă numele. Pe lângă fânețe și păduri, aici întâlnim însemnate bogății de petrol, gaze de sondă, sare de potasiu și izvoare sărate. Domnule profesor, în primul rând, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Ca profesor, ce ați predat la catedră peste 46 de ani, disciplinele istorie și geografie, am considerat că sunteți cel mai în măsură să ne vorbiți despre satul nostru Frumoasa. Sunt multe de povestit, dar în primul rând, ceea ce m-a impresionat cel mai mult pe mine este trecutul istoric al acestui sat. Pot să spun că cine nu-și cunoaște istoria e ca și atunci când nu-ți cunoști părinții și bunicii. De aceea o mare importanță are cunoașterea locurilor unde te-ai născut. Din punct de vedere istoric, așa cum am reamintit chiar de la început, este un tărâm plin de legende și de documente vechi. Satul nostru, Frumoasa, rivalizează cu cele mai bătrâne localități ale Moldovei. Și argumentăm aceasta prin documentele de care dispunem. Satul exista pe timpul lui Alexandru cel Bun, bunicul lui Ștefan cel Mare și a urmașilor săi Ștefan și Iliaș. Dar cele mai multe documente le avem din timpul lui Ștefan cel Mare. Spre exemplu, în 12 octombrie 1472, Ștefan cel Mare, printr-o carte domnească, întărește boierului Petre Bâlcu act de proprietate asupra satului. Alt document arată că Petre Bâlcu vinde lui Ștefan cel Mare la 16 ianuarie 1491, satul nostru, iar Ștefan îl donează mănăstirii Taslău în același an, pe 15 octombrie. În felul acesta, satul a devenit din sat boieresc, în sat domnesc și, în final, sat mănăstiresc, sat de Clăcaș. Mănăstirești. O legendă păstrată din străbuni spune că satul Frumoasa și-a luat numele de la Ștefan cel Mare, căci atunci când venea în apropiere în satul vecin la construcțiile mănăstirii Tazlău, deseori se abătea pe la o fată din satul nostru, foarte frumoasă. Și când era întrebat unde este Ștefan, îi se răspundea, la fata cea frumoasă. Altă dată mai simplu, la frumoasa lui. Și în sfârșit, la frumoasa. Satul a purta și alte denumiri, așa cum a fost
denumirea de Frumușica pe la 1771, Frumoasa ta Zlăului pe la 1840, Frumoasa Mănăstirii ta Zlău și în sfârșit din 1855 și-a păstrat numai numele de Frumoasa. În decursul timpurilor, asupra acestui sat s-au abătut numeroase urgii. A trecut prin multe vicisitudini, dar țin să reamintesc pe cele mai grele. Așa cum a fost cea din 1514, când un pretendent la tronul Moldovei, un așa zis Trifăilă, a venit cu aproximativ 2000 de mercenari secui să-și ocupe tronul. Venind pe Valea Trotușului și apoi a Tazlăului, întreptându-se spre piatra lui Crăciun și apoi spre cetatea de Scaun, a produs multe pagube, printre care și satul nostru a fost devastat și fiindcă a ripostat, a fost incendiat, ca și mănăstirea Tazlău. Dar cel mai greu a fost în 1717, când domnitorul fanariot Mihail Racoviță a mărit dările și a nemulțumit și pe boieri, și mănăstirile, și pe băștinași în general. Aceștia s-au revoltat și au cerut ajutorul împăratului austriac, care trimis un detașament condus de un capitan Ferenc cu scopul de a instrui pe răsculați și a-l înlătura sau a-l lua ostatic pe domnitor. Văzându-se în pericol, Mihail Racoviță a apelat la tătari. Aceștia veneau deseori și fără să fie chemați. Peste 9000 de călăreți au reușit să înfrângă pe răsculați și ca drept recompensă Mihail Racoviță le-a dat satele răsculate între Siret și Carpați, printre care au intrat și cele din Valea Trotușului și a Tazlăului. Atunci acești fii sălbatici ai stepei au dat foc, au ucis, au luat robi. Unii au reușit să fugă și să treacă peste Carpați. Alții s-au ascuns în adâncul codrilor din Valea Frumoasei. Aceștia au dus o viață foarte grea. Dar populația satului va crește, mai ales între 1756-1764, adică în timpul războiului austro-prusac. Prusia avea pretenții asupra stătuleților germane, dar mai ales Austria, care era un imperiu. Prusia, condusă de Friedrich al II-lea, un om cult, un bun strateg și diplomat, a obținut numeroase victorii. Atunci Maria Tereza, împărăteasa Imperiului Habsburgic, a dat ordin să fie înrolați toți bărbații de la 14 ani în sus, ceea ce a nemulțumit, mai ales pe secui, fiindcă rămâneau gospodăriile fără forță de muncă, cine să lucreze pământul, cine să facă treburile gospodărești. Și astfel, în ianuarie, pe 6 și 7 ianuarie 1474, peste 2000 de delegați din 80 de sate s-au întrunit la Modefolău, unde au refuzat să participe la război. Atunci, generalul austriac Bukov
a ordonat să se tragă cu tunurile în participanți. Unii și-au găsit moartea în apele învolburate ale Oltului. Alții, adică cei mai mulți, au trecut peste Carpați în Moldova, după care au fost urmați de familiile lor. Dar jugul austriac apăsa greu asupra locuitorilor ardeleni. Prin impozitele mari, ardelenii spuneau: mai ușor era jugul de lemn turcesc decât jugul de fier austriac. De aceea foarte mulți au trecut Carpații și s-au așezat în Moldova, unde autoritățile i-au primit cu brațele deschise, deoarece după acea urgie din 1717, moșiile, pământurile rămăseseră în paragină și astfel fugarii din Ardeal s-au împărțit în două. Cei care erau ardeleni români s-au integrat ușor printre băștinași, iar ceilalți care erau secui și români catolici au întemeiat sate distincte sau s-au alăturat băștinașilor, așa cum a fost la Frumoasa, iar sat distinct, Pustiana, sat în apropierea acesteia. Astfel, treptat, tot mai mulți au trecut munții și avem documente care spun că la 1840 au reușit să-și facă o biserică din lemn, fiindcă ei s-au așezat la gura pârâului Frumoasa, unde acum se numește Dealul Crucilor, fiindcă aici a fost și cimitirul. Și pe 22 iunie 1840 au sfințit acest lăcaș de cult și existau atunci 52 de familii de creștini catolici cu 262 de locuitori. Atât cei ortodoxi cât și catolici erau clăcași ai mănăstirii și duceau o viață grea, fiindcă atunci când nu-și plăteau dările, acei călugări fanarioți, care numai călugări nu erau, aplicau pedepse grave. Una era cădelăul, un fel de jug din lemn, deci două lemne cu trei găuri sau orificii, în care se băgau mâinile și gâtul, era așezat în fața mănăstirii, să îi înspăimânte pe ceilalți și să-și plătească dările. Dar aceasta a durat până în timpul lui Cuza, când prin reformele sale, confiscarea averilor mănăstirești, secularizare trecută în documente, și prin reforma agrară, pădurile mănăstirii au trecut la stat, iar pământul a fost împărțit clăcașilor. Astfel, clăcași ortodoxi și catolici au primit pământ în lunca Tazlăului. Și s-a împărțit pământul în funcție de vitele de muncă. Lucrând împreună, s-au stabilit relații de întrajutorare și au folosit toate bunurile obștești împreună, așa cum erau pășunile, și s-au stabilit relații foarte bune între creștinii romano-catolici și creștinii ortodoxi. De asemenea, țin să reamintesc că se păstrează din străbuni frumoase tradiții
de la sărbătorile de iarnă, atât de la Crăciun, cât și de la Anul Nou. Preacucernice Părinte Paroh, ca păstor al comunității noastre, vă rugăm să ne prezentați istoria bisericii noastre și viața spirituală a comunității catolice din Frumoasa. Despre istoria comunității din Frumoasa putem vorbi și găsi în dicționarul comunității catolice din Moldova Părintelui Gabor. De aceea mă voi folosi de acest dicționar să relatez câteva momente din istoria bisericii noastre și unele mărturii luate chiar și din arhiva parohiei. În 2010, comunitatea catolică din Frumoasa număra 704 familii, din care în sat sunt doar 644. Celelalte familii sunt plecate în alte țări. De asemenea, în sat, fac și această precizare, sunt practic 474 de familii întregi. Cam aceasta este situația și statistica parohiei Frumoasa în anul 2010. Catolicii din Frumoasa, conform dicționarului comunităților catolice din Moldova, Părintelui Gabor, sunt emigranți transilvaneni așezați aici din a doua jumătate a secolului XVIII-lea. Plecarea lor spre Moldova este descrisă de conducătorul lor, misionarul ungur Peter Zöld, într-o scrisoare din 11 ianuarie 1781, adresată episcopului Transilvaniei, Ignaț Betiani. Grupul de emigranți de la Frumoasa s-a așezat la început la gura pârâului Valea Frumoasei și mai apoi a trecut și peste Tazlă. Prima biserică, împreună cu cimitirul, a fost pe dreapta șoselei, alături de gura Văii, pe o colină care azi se numește Dealul Crucilor. O notă posterioară din statisticile catolice, făcută în dreptul bisericii din Frumoasa, precizează că biserica a fost binecuvântată în ziua de 22 iulie 1840. După mine, cred că și hramul bisericii datează din acest moment, 22 iulie, fiind în calendar Sfânta Maria Magdalena. Statisticile catolice semnalează pentru prima dată localitatea Frumoasa în Status Animarum din 1840 al parohiei Pustiana. Erau atunci la Frumoasa 53 familii catolice cu un total de 262 credincioși. În anul 1869, la 29 de ani după, a fost construită o altă biserică din lemn la Frumoasa, pe stânga Tazlăului, cam la 100 de metri depărtare spre răsărit de biserica actuală, iar pe dealul din spatele acestei biserici s-a format cimitirul actual. Comunitatea catolică din Frumoasa devine centru parohial, cum am mai spus, în anul 1952, primul paroh fiind Părintele Ștefan Apostol. Enumerăm aici preoții care au lucrat în această parohie, începând cu acest moment.
Așadar, primul paroh al comunității din Frumoasa a fost preot Ștefan Apostol. A fost paroc în perioada 1952-1962. Următorul paroc în comunitatea Frumoasă a fost preot Francisc Vârgă. După el a urmat Părintele Chelaru Mihai, apoi Părintele Iosif Gabor, Părintele Ioan Ciurea și Părintele Ioan Ciceu, actualmente fiind paroc preot Bernardin Farțagu. Vrem să enumerăm aici și preoții vicari care au lucrat în parohia Frumoasă. Părintele Petru Bogleș, Părintele Nășcuț Valerian, Francisc Vernică, Părintele Emil Lucaci, Părintele Ioan Jicmon, Părintele Alois Balint, Părintele Isidor Mârț, Părintele Daniel Bișog, Părintele Eugen Anton, Părintele Ernest Roca, Părintele Petre Țâmpu, Părintele Ciprian Bulai și actualul vicar, Părintele Cristian Burcă. Biserica actuală s-a construit din beton armat și cărămidă. Demersurile pentru această lucrare începând din anul 1955. Mai întâi se cere locul actual al bisericii, care era un maidan din fața bisericii vechi din lemn. La 25 octombrie 1955, la data adresei către Arhiepiscopia Catolică București, când se cerea aprobarea pentru noua biserică, comunitatea din Frumoasa număra 300 de familii. Autorizația din partea Ministerului Cultelor este din 2 august 1956. Materialele necesare, mai precis, fierul, se cumpăra prin repartiție de la Ministerul Industriei Grele. La fel și celelalte materiale, precum cimentul, trebuia aprobate de la minister. Dar ca și o curiozitate pentru astăzi, sacii goi trebuiau returnați. Întregul popor lucrează zi și noapte la noua biserică cu mult entuziasm, în ciuda vremurilor grele. Odată cu deschiderea centrului parohial, activitatea pastorală începe să crească. Păstorii vor lucra cu toată dăruirea, atât în cele administrative, cât și în cele spirituale. Fiecare preot a lucrat cu mult zel în această comunitate. Părintele Apostol a început și a lucrat la noua și actuala biserică într-un mod special și iese în evidență în mod special preot Ioan Ciceu, care a fost paroh 24 de ani.
El va finaliza multe lucrări în biserică, inclusiv pictura actuală a bisericii. După Revoluție, părintele se va implica mult și în activitatea socială. Astfel, împreună cu credincioșii din Frumoasa, va construi un dispensar unde actualmente se desfășoară activitatea, un medic de familie și o farmacie. Cu sprijinul primăriei, mai precis primăria oferind terenul din parc, preotul Ioan Ciceu construiește clădirea actuală a grădiniței pentru copiii acestui sat, atât catolici cât și ortodoxi. La decesul părintelui Ioan Ciceu, 2002, primăria preia această clădire, o finalizează și o dă în funcționare în scopul pentru care a fost construită. Părintele se va preocupa mult și de asociațiile ivite după Revoluție în dieceza noastră și se va preocupa de locuri de muncă, aducând în parohie Asociația Familia Colpin. În ultima perioadă s-a lucrat la refacerea și la reînnoirea mai multor elemente în biserica actuală, deteriorate datorită timpului. Astfel, schimbarea podelei de lemn cu beton și polistiren și cu vopsea epoxidică, schimbarea geamurilor turnate din beton armat, dar fără densitate, cu geam termopan. La fel și la turnul bisericii, unde se pun geamuri cu schelet metalic. Se schimbă băncile din biserică, în jurul bisericii se face actuala împrejmuire cu soclu de piatră de Cireșoaia și gard metalic executat de doi meseriași din sat. O mare reușită pentru această biserică, ce mereu era foarte friguroasă, este încălzirea. Deși mai este necesară o centrală, totuși am reușit să încălzim această biserică. Nimeni nu credea că se va transforma iarna într-o încăpere primitoare și cât de cât călduță și din punct de vedere trupesc. Trebuie spus că s-a lucrat și la refacerea casei parohiale. Astfel s-a refăcut și s-a izolat exteriorul casei, s-a reînnoit tot acoperișul, iar partea de sus, unde deja era un hol mare și o cameră neterminată, s-au făcut și s-a mansardat podul, devenind locuibilă și partea de sus. Cu ajutorul unor persoane iubitoare de frumos și flori, încercăm să facem din curtea bisericii un mic paradis verde, mulțumind pe această cale tuturor celor care ne ajută să facem din biserică și din curtea bisericii un mic paradis unde îl întâlnim pe Domnul la Sfânta Liturghie și în Sfântul Tabernacol. Nu trebuie să uităm că tot în același timp nu s-a neglijat munca spirituală și culturală. Preoții parohi, vicarii, au lucrat cu multă dăruire la pregătirea copiilor, a tinerilor, pentru primirea sacramentelor. Prima împărtășanie, sacramentul mirului, sacramentul căsătoriei,
În ultima perioadă, un loc important ocupă campusurile de vară, unde copiii și tinerii sunt implicați în momente de a trăi împreună câteva zile de vacanță, la joacă și momente educative, culminând cu rugăciunea împreună și Sfânta Liturghie. Aniversările de un an de căsătorie, respectiv 25-50 de ani de căsătorie, sunt momente nemaipomenite pentru adulți și cei în vârstă. Din punct de vedere cultural, Biserica din Frumoasa a avut mereu un cuvânt de spus. Formație de dansuri erau pe primul plan, mult timp, până încoace. În ultimul timp, goana existenței nu lasă timp mult, prea mult, pentru tineri și nu mai, și pentru momente de cultură și bucurie spirituală. Amintim aici și fiii satului care sunt preoți. Primul preot din comunitatea Frumoasa este Părintele Ștefan Văcaru, sfințit în anul 1971. După el urmează preotul Petru Diac, preotul Bernard Pavel, preot Petrică Baciu, preotul Emilian Diac, preotul Florin Spătaru, preot Leonard Diac, preot Cristian Bârnat, preot Eugen Braviu, și diaconii Mihoc Valerian, David Anton Valentin. De asemenea, din comunitatea Frumoasa avem tinere care și-au oferit viața lui Hristos în diferite congregații. La slujitoarele Marelui Preot Hristos, la congregația Cristore, la congregația slujitoarelor săracilor. De asemenea, avem și persoane care au intrat în mănăstiri de clauzură, benedictinele din Mișoara, avem o tânără, și o tânără care și-a dedicat viața tot în clauzură într-o mănăstire din Italia. Cele relatate, aș vrea să mai menționez cele scrise de Părintele Gabor, tot despre istoria Bisericii din Frumoasa și despre parohul de Frumoasa. Practic era parohul de Pustiana, iar Frumoasa aparținea de Pustiana. Parohul Iulius Svirski, care este mormântat lângă biserica veche, care este dărâmată. Lângă biserica din anul 1896 a fost înmormântat parohul de Pustiana, preot Iulius Svirski, a decedat la Frumoasa în ziua de 16 ianuarie 1907. Era unul din primii elevi ai seminarului care s-a deschis la Iași în ziua de 29 septembrie 1886. Chiar anul acesta se împlinesc 125 de ani de la deschiderea seminarului de la Iași. Preasfințitul Petru Gherghel, împreună cu Institutul Teologic, cu întreaga dieceză practic, au consemnat acest moment din anul acesta, și anume 125 de ani de la deschiderea seminarului. Părintele Iulius Svirski, iată, a fost unul din elevii seminarului de la Iași.
Părintele a fost, după cum relatează Părintele Gabor și relatează foarte mulți oameni în vârstă de aici din sat, a fost victima datoriei preoțești. Era bolnav cu temperatură și a fost chemat la bolnav la Cucuiești, actuala comunitate numită Cucuieți, care aparține actualmente de parohia Târâța. Așadar a plecat pe jos să îngrijească un bolnav. Acolo a primit vestea că este chemat la un moribund la Frumoasa. A plecat de la Cucuieți pe jos, prin pădure, cale de 8 km. La Frumoasa a îngrijit bolnavul și a rămas peste noapte în casa dascălului, unde a decedat peste noapte. Dimineața l-au găsit mort, probabil din cauza unei pneumonii galopante. Tradiția vorbește și mai ales bătrânii vorbesc despre un atentat la viața părintelui prin pădurile de la Cucuieți spre Frumoasa. Unii bătrâni spun că preotul ar fi fost atacat de niște oameni de o altă religie, putem spune, prin religie ortodoxă. Și din cauza asta ar fi murit. Dar Părintele Gabor notează în dicționarul menționat mai sus că Părintele a murit. A fost găsit în casa dascălului unde se adăpostise peste noapte, iar dimineața a fost găsit mort. În dimineața aceea se spune, notează și Părintele Gabor, la târgul Trotuș, unde era sediul protopopiatului districtual, s-au tras clopotele bisericești în chip miraculos. Nimeni nu-și putea explica cum s-au tras clopotele, pentru că nu era nicio urmă în zăpadă și în zăpadă proaspătă. După câteva ore au venit și curierii care au anunțat moartea preotului paroh, victimă a datoriei preoțești. În ultima vreme, comunitatea din Frumoasa iese în evidență cu un punct important de lângă Biserica Romano-Catolică, lângă biserica noastră, și anume este statuia Maicii Domnului din centru. Această statuie a fost pusă la propunerea mea. Desigur, inițiativa a fost a primarului, sigur, întrebându-mă ce propunere sau ce părere am, ce să pun în acest loc și în acest punct unde lumea vine și de multe ori parchează mașini bine. Atunci am spus, e frumos că e valabil și pentru catolici și pentru ortodoxi, să punem statuia Maicii Domnului, Sfânta Fecioară Maria, ajutorul creștinilor. Desigur că a fost de acord și în 2008 s-a început această lucrare cu sprijinul, spuneam, autorităților locale. Practic, lucrarea este făcută de primăria din Balcani, primăria noastră, desigur, cu ajutorul nostru și cu sprijinul nostru. Iar noi susținem mai departe, în ciuda unor intervenții, precum că nu e bine ca statuia să fie acolo, pentru că vis-a-vis de este un bar, totuși noi am insistat să rămână acolo, în centru, pentru că din clipa în care noi am pus această statuie în centrul satului, a devenit ca un punct de referință pentru satul Frumoasa. Și rămâne mai departe, și vrem să rămână mai departe, ca un punct de referință, împreună cu Biserica Romano-Catolică, ca un punct central și ca un punct de referință pentru credincioșii noștri, fie catolici, fie ortodoxi. Sfânta Fecioară Maria este ajutorul creștinilor de ambele rituri. Deci noi menținem mai departe ca această lucrare să fie finalizată și să arate frumos și să fie într-adevăr ca o stemă a satului Frumoasă.
Și de ce n-am face legătură cu expresia frumoasă? Sfânta Fecioară Maria este numită Toată Frumoasă Ești Maria. De ce n-am luat numele satului nostru de la Toată Frumoasă, de la cea mai frumoasă ființă pe care Dumnezeu a creat-o pe pământ, Mama lui Iisus Hristos. În anul 2008, comunitatea din Catolică a avut mirul. La acest moment au participat preasfințitul Petru Gheargher, preasfințitul Aurel Percă, împreună cu un cardinal invitat de preasfințitul în dieceză de Iași și care a dorit să fie prezent la acest moment, la administrarea sacramentului mirului în comunitatea frumoasă, cardinalul de Münster. Cu această ocazie am avut bucuria că această statuie a Maicii Domnului Ajutorul Creștinilor să fie sfințită și în același timp, cu ocazia acestei sfințiri, să fie stabilită acolo unde este locul, în centrul satului. Un moment deosebit pentru noi, ca doi episcopi și un cardinal să fie prezenți la acest moment al satului nostru, administrarea sacramentului mirului, și în același timp am cerut ca preasfințitul să sfințească și împreună cu cardinalul să sfințească această frumoasă statuie sau cum se spune, această troiță din centrul satului. A fost prezent și conducătorii locali, adică primarul, viceprimarul și cei drept, împreună cu părintele, cu mine și mulți preoți care au fost prezenți în acea zi la noi. Pentru noi a fost o zi minunată, o zi foarte importantă, că am reușit să sfințim și cu această sfințire să stabilizăm această statuie aici, în mijlocul satului. Și sperăm să rămână acolo pentru totdeauna.
Signore, puternici părinți, dragi credincioși. Comunitatea noastră din frumoasa trăiește astăzi o zi de mare bucurie, zi de sărbătoare deosebită, ziua sfințirii acestui sfânt tătaș, aflat sub patronajul Sfintei Maria Magdalena. Biserica aceasta, construită prin munca tuturor credincioșilor din frumoasa, unde o contribuție deosebită au avut-o și credincioșii ortodoxi aici, între anii 1956 și 1961, sub grija primului paroh, Părintele Ștefan Apostol, care se află printre noi, a fost terminată și împodobită timp de peste 25 de ani, pentru că astăzi s-a arătat așa cum vedem și noi, un lăcaș frumos în care Hristos Euharisticul trăiește alături de aici primim sămânța credinței la Sfântul Botez, viața divină prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Aici este izvorul mântuirii noastre, căci aici se reînnoiește zi de zi celebrarea patimii, morții și învierii lui Hristos la Sfânta Liturghie. Aici primim binecuvântarele Cuvântului Sfânt al Văsniciei și aici facem ultimul nostru popas în drumul spre odihna veșnică. Thank you.
soția. La baza triunghiului se află soțul și soția. Unghiul care unește celelalte două unghiuri este Dumnezeu. Doar atunci putem găsi familii temătoare de Dumnezeu, familii în care să existe Dumnezeu, în care soții să se îngăduie, să se ierte și să perseveze. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă rugăm în calitatea dumneavoastră de director al școlii cu clase un loc frumoasă să reprezentați câteva aspecte din activitatea acestei instituții. Aș începe prin a spune că, așa cum ne zicea și academicianul Solomon Marcus, matematica este ca urcușul pe munte. Și mi-am amintit de acest citat, având în vedere că sunt absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Funcționez la școala cu clasele 1-8 frumoasă din anul 1990, imediat după absolvirea acestei facultăți. Învățământul din localitatea Frumoasa are o tradiție de peste 50 de ani. Orele de curs de la școala de 8 ani Frumoasa se desfășurau în 4 spații închiriate, care nu ofereau condiții optime pentru buna desfășurare a activității didactice. Ca o remarcă, prima inspecție la o oră de curs a fost efectuată la școala de 4 ani Frumoasa numărul 2, de către inspectorul școlar raional Ion Crăciun. În aceste condiții, având în vedere numărul mare de elevi din Frumoasa, în anul 1964 este dat în folosință actualul local al școlii. Ulterior, în anul 1978, mai este construită o anexă a școlii cu un număr de 4 săli de clasă. Grădinița Frumoasa și-a desfășurat activitatea atât în localul școlii, cât și în spații închiriate în sat. După anul 2000, cu sprijinul Bisericii Catolice, în special a preotului paroh Ioan Ciceu și a autorităților publice locale, am reușit să transferăm toate cele 7 grupe ale grădiniței cu program normal Frumoasa, structură la școala cu clasele 1-8 Frumoasa, într-o singură clădire situată în centrul satului, în parcul localității. În aceste condiții, ținând cont că la școala Frumoasa sunt acum un număr de 16 clase de elevi, 8 clase de nivel primar și 8 clase de nivel gimnazial, cu un număr de 324 de elevi, cele 7 grupe de la grădiniță, cu un număr de 125 de copii, pot să-și desfășoare activitatea într-un spațiu generos, în condiții specifice vârstei lor. Atât localul școlii, cât și cel al grădiniței sunt dotate acum cu centrale termice proprii. Sălile de clasă au fost reabilitate. Instalația electrică a fost refăcută, iar tâmplăria a fost schimbată cu tâmplărie din termopan. În cadrul școlii funcționează un cabinet de informatică a el și un centru de documentare și informare care a fost dat în folosință în anul 2008, loc în care se desfășoară sub coordonarea profesorului documentarist activități didactice specifice vârstei copiilor.
întregul personal didactic al școlii este calificat, acest lucru reflectându-se în rezultatele pe care elevii noștri le-au obținut la examenele naționale și concursurile școlare. Ca o continuitate a activității cadrelor didactice de la școala noastră, stau rezultatele pe care le obțin elevii care urmează cursurile de nivel gimnazial și cel superior. Aș putea spune că chiar dacă la școală avem copii de religie ortodoxă și copii de religie romano-catolică, nu există niciun fel de neînțelegeri între copiii noștri. Studiază împreună, participă împreună la activitățile extracurriculare și atmosfera din cadrul colectivelor de elevi este una propice desfășurării activităților didactice, precum și al activităților extracurriculare. În satul Frumoasa există comunitatea romano-catolică cu 700 de familii, dar există și o comunitate ortodoxă cu în jur de 400 de familii, am înțeles, dar cele două comunități trăiesc în armonie, iar creștinii se vizitează, trăiesc în vecinătate, nu sunt probleme între cele două comunități și chiar și părintele actual care a venit colaborează, am fost invitați la hramul bisericii din Frumoasa, l-am invitat pe părintele să participe împreună cu noi la bucuria satului nostru. Deci între aceste două comunități există armonie și colaborare. La sfârșit, mulțumesc și laud această inițiativă de a face cu mijloacele pe care le avem în sat, cu mărturie, cu mărturia unui istoric din satul nostru, cu mărturia credincioșilor, a imaginilor, o mică istorie pentru posteritate a satului și a comunității Frumoasa. E un lucru lăudabil și felicit pe cei care au avut această inițiativă și în ciuda poate unor critici, desigur, lucrarea poate nu este chiar perfectă, dar este o lucrare care trezește pentru tineret, trezește pentru copii și tineri, pentru cei din generația de azi, un moment de respect pentru cei care au lucrat în aceste locuri, pentru cei care au zidit această biserică, pentru cei care au lucrat pentru această comunitate, pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, pentru toți. Mulțumim și felicităm pe cei care au lucrat la această monografie, să spunem, în imagini și în relatări a satului Frumoasa. Încă o dată, felicitări!